Ia uitați-vă la ce știe să facă Dumnezeu. În ciuda păcatelor noastre. Înainte să încep, dacă vreți pâine caldă, azi a ieșit de la tipar, Eclesiastul. Deci Anca ne-a lăsat câteva acolo și pentru că vorbim despre păcat și consecințele lui, eu nu cred că voi ajunge până la consecințele finale, dar le aveți în cartea, păcatul de moarte. Și consecințele finale este despărțirea de Dumnezeu. Dar până la despărțirea de Dumnezeu, ponoasele pe care le tragem din pricina păcatului încă în viața asta, dragii mei, sunt incredibile. Și mai ales cartea Samuel ne oferă capitol după capitol după capitol ca să vedem implicațiile păcatului. Păcatul și consecințele sau păcatul și implicațiile lui. Și după cum vedeți pe ecran, avem câteva capitole de parcurs, nu să le citim toate, dar aș vrea să, cel puțin, să vedem despre ce-i vorba în ele. Despre ce-i vorba în ele. Dar să începem citirea. Versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război... Până una alta, bine ai venit acasă. Dar dacă zici în anul următor, imediat textul se ridică întrebarea, de ce a fost în anul precedent? Da? Ce a fost în anul precedent? În anul următor, când porneau? Și foarte interesant, mă întreabă Nora, dar cum e asta când porneau? Aveau calendar, aveau date? Dragii mei, în Israel erau ploi timpurii și ploi târzii. Și când ploua, curgea apa peste tot, drumurile desfundate, nu era asfalt. Să pornești la luptă pe vremea respectivă înseamnă să te sinucizi. Și atunci erau perioade clare în care împărații, pe urmă se odihneau, mâncau prada pe care au cules-o, dar exista o vreme când împărații mergeau la război. Dar de data aceasta, David îl ia pe Ioab, spune textul nostru, și îl trimite să nimicească, să pustiască Amonul, țara Amon, și să împresoare Raba. Și aproape că te întreba, David, ce ai visat azi noapte de tu? Vrei neapărat să nimicești Amonul și să împresor Raba și să trimiți oastea la război? Asta este întrebarea. Dar David a rămas acasă. Și dacă ar fi avut bunul simț al lui Urie, care zice, nu pot să mă duc acasă la nevastă mea când confrații mei militari sunt în corturi și sunt în luptă și nu se poate să mă duc să mănânc, să beau. Și indiferent ce face David cu el, cei doi contrastează extraordinar în textul acesta. Unul moare pentru că este asasinat într-un fel de David prin mâna lui Ioab, în timp ce celălalt va trage ponoasele viața lui întreagă. Viața lui întreagă, dar dacă în anul următor, mă întreb și eu ce a fost în anul precedent. Atunci când David a înțeles că Saul vrea să-l omoare și când a văzut ce a făcut cetății Nob, preoților, o cetate întreagă a trecut-o prin ascuțișul săbiei, nevinovați cu toții, a știut că Saul se va răzbuna și împotriva familiei lui și și-a luat tatăl, mama și frații și i-a dus în Amon, la Nahaș Amonitul. Și Saul a avut să se ști cu el, dar pentru că de data aceasta Saul era vrășmașul lui David, probabil că Nahaș Amonitul l-a primit și s-a purtat bine cu părinții lui. Dar el a murit, la bătrânețe sau în luptă, nu știm, și fiul său a ajuns pe tron. Și David s-a gândit să răsplătească bunăvoința tatălui sau a lui Nahaș Amonitul, care murise acum, și trimite o delegație cu daruri pentru noul împărat. Și nu știu ce l-au sfătuit sfetnicii lui, dar au zis, crezi că David a venit să te mângâie? Nu, 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 a venit să inspecteze locurile, să vadă locurile slabe ale cetății și să cucerească. Și atunci el și-a bătut joc de slujitorul lui David. Le-a tăiat barba pe jumătate, hainele pe jumătate, i-a bat jocorit și i-a lăsat să plece. Și dragii de ei, când au aflat vestea David, i-a spus, rămâneți în Hebron până când vă va crește barba și apoi veți întoarce acasă. Dar el n-a uitat povestea asta. În anul următor, ce s-a mai întâmplat încă în anul precedent? După ce a batjocorit pe slujitorii lui David, tânărul împărat a zis, cu siguranță l-am întărâtat pe David, va veni împotriva noastră. Și a angajat mercenari din Siria, din mai multe țări, dragii mei, și sunt două bătălii mari pe care David și oamenii lui trebuie să le dea.
Și sunt bătuți și sirienii, sunt bătuți și amoniții și acum anul a trecut și vine următorul an cu perioada de război. Ei, ăsta este în background. Da? Și mânia lui pentru faptul că a fost batjocorit solii lui nu s-a stins. Și la anul, pe vremea când împărații mergeau la război, David a trimis pe Ioab să rezolve problema Amonului să împresoare Raba. Acum, David a rămas acasă și, rămânând acasă, dragii mei, în capitolul 10, am citit toată povestea asta, în capitolul 11 a rămas acasă și siesta e bună și pentru împărați. Și textul vine și ne vorbește despre contextul în care se întâmplă păcatul lui David și pe urmă felul în care el îl înfăptuiește. Versetul 2. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când... Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat, când zăbovești până după masă pe pat și mintea îți umblă peste tot și mai ai și imagini prinaintea ochilor, nici nu te mira că ești trântit de diavolul în toate felurile și terfelit de el, da? Pe când? Pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo o femeie care se scaldă și care era foarte frumoasă la chip. Femeia nu era pe acoperișul casei și acolo nu era o piscină în care se scaldă, ci probabil era scăldătoarea Siloamului. Și David a privit puțin în... și era foarte frumoasă la chip. Și el își cheamă slujitorii. Deci observați, toată povestea devine publică. Cu alte cuvinte, nu este în întuneric, e el singur cu Batseba care s-au întâlnit undeva. Ci începe tot palatul să știe povestea asta. David a întrebat cine este femeia aceasta și i s-a trebuie spus... să întrebe pe cineva, da? Cine este femeia aceasta și i s-a spus... Este Batseba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. N-a trimis un om, ci a trimis niște oameni să o aducă. Deci, dați seama, povestea a început să, știi, ca drojdia să crească în jur. Și? Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit din necurăția ei, s-a dus acasă. Ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David. Oare zică, prin cine? Sunt însărcinată. Cu alte cuvinte, dacă citești textul și îți dai seama că, fiind împărat, avea impresia că toate îi se cuvin, toate îi se cuvin, nu s-a gândit la viteazul Urie, că Urie este înșirat printre vitejii lui David. Nu i-a păsat de povestea asta. Pofta lui trebuia împlinită în primul rând. Și când citești textul și vezi câți oameni din palat știau sau din casa împărătească știau deja de toată afacerea asta, îți dai seama că nu trebuie să-ți imaginezi prea multe să zici că Urie, ai grijă, da? Cu alte cuvinte, Urie vine acasă, David îl ospătează, îi dă și un dar și el nu se duce acasă, se culcă împreună cu slujitorii împăratului la poarta casei împărătești. Și nu știm exact de ce nu o face. El îi dă o replică lui David mai târziu. Dar toate lucrurile erau publice. Păcatul era public, dragii mei. Mai public decât atâta nu se putea. Dar el avea impresia că dacă sunt împărat, mi se cuvine și pot să fac orice. Păcatul fiind public, întrebarea este cum putea fi rezolvat decât tot așa. Dacă citim versetele următoare, David încearcă să-și acopere păcatul, punând la cale un mod de a îl înșela pe Urie. Dar povestea nu-i merge. Versetul 6. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimite-mi pe Urie hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui, starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, coboară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Probabil că Urie ar fi trebuit să spună, îmi voi spăla picioarele după ce ți vei spăla tu mâinile. Dar observați de și un dar și asta ridică semne de întrebare pentru Urie, de ce dintre toți vitejii lui David tocmai mie?
mi se face cadoul acesta. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât acasă la el. David nu doar că vede că nu-l poate înșela, nu-l poate amăgi pe Urie ca să-și acopere într-un fel faptele, ci pune la cale asasinarea lui Urie sau uciderea lui Urie. Și el scrie o scrisoare lui Ioab. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria: puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab a luat scrisoarea și a pus-o în mânecă și n-a ars-o. Și scrisoarea aceea în mâneca lui Ioab a fost tot timpul sabia lui Damocles asupra capului lui David. David s-a temut de el. Dar n-a uitat povestea. Când Solomon a ajuns pe tron, zice: ai grijă de Ioab. Și Ioab moare de sabia lui Solomon. Dar vă dați seama cât de tare complică păcatul lucrurile, ce ghemotoc se face din toată povestea asta. Și din o plăcere de o clipă, o ucidere, dar nu numai că moare Urie, ci mor o mulțime de alții din ostașii lui. Zice: ah, sabia lovește când pe unul, când pe altul. Ioab nu-ți toate. Și Ioab știa toată povestea. Pentru că altfel nu știu cum am avea în cartea Samuel, dacă asta n-ar fi fost scoasă la lumină, cumva. Urie moare. Pentru că Ioab face exact ce a spus David, atacă cetatea și ei știau. Și când ajung sub ziduri, săgețile cad pe ei și o mulțime dintre vitejii lui David pier împreună cu Urie. Versetul 26. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Deci au trecut câteva luni bune până când am ajuns la sfârșitul capitolului. Ea a născut un fiu. Acum, capitolul 11, deci ăsta este păcatul. Și interesant, cronicarul omite complet povestea asta, pentru că pe el îl interesează complet altceva. El scrie mult mai târziu, după toate scrierile Vechiului Testament, cronicile par să fie ultima carte din canonul ebraic, și cronicarul are o singură întrebare: cum va ajunge un urmaș al lui Adam să șade pe scaunul de domnie al Domnului? Pentru că Dumnezeu, am văzut în săptămânile trecute, l-a gândit pe om ca împărat, ca stăpân. Să facem om după chipul nostru, el să stăpânească peste peștii mari, peste administrator al planetei, coregent cu Dumnezeu. Dar Adam și-a vândut dreptul la domnii, pe urmă, dacă citim istoria mai departe, toată linia împărătească falimentează, dar Dumnezeu nu s-a dăbătut. Și am văzut în săptămânile trecute că planul Dumnezeu continuă prin fiul lui Adam, prin fiul lui Avram, prin fiul lui David, legământul, din pricina legământului davidic. Dar în capitolul 12, Dumnezeu urcă pe scenă prin profetul său, prin Natan. Și aici vin afirmațiile pe care Dumnezeu le face în dreptul lui David, analizându-i fapta. Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan a venit la el și a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Întrebarea este: domnule, de ce vine Natan la David așa? Știi? Nu uitați, David este cel care cântă la harpă ca să alunge duhul rău din Saul. El era poetul, el are psalmii, el avea și... Observați cum Dumnezeu vine la el exact pe linia lui și îl prinde în smâc, în laț pe el. Într-o cetate erau doi oameni, un bogat și un sărac, și... bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. De unde l-a luat Dumnezeu? A, de la coada oilor. Cu alte cuvinte, povestea asta venea ca o mănușă pentru istoria lui David, da? El acolo a crescut, acolo a învățat să arunce cu praștii, acolo s-a bătut cu leul, cu ursul, acolo a știut cât prețuiește o mielușa.
cât prețuiești tot mielul? Și acum era păstorul lui Israel, da? Și toată povestea asta lui Nathan face să fiarbă sângele în David. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a prins foarte tare demonie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Parcă văd pe David. Era pe jilț, a venit prorocul la el și stă și ascultă povestea. Și la un moment dat se ridică de pe jilț, avea probabil sulița, viu este Domnul că omul acesta e vrednic de moarte. Observați, și-a rostit verdictul. Și-a rostit verdictul. Și apoi încearcă să-și rezolve problema. Și să dea înapoi 4 miei, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan l-a țintuit și a zis, tu ești omul acesta. Tu ești omul acesta. Nu știu, n-am fost acolo, dar bănuiesc. David a muțit. S-a lăsat tăcerea. Și întrebarea este, oare ce va face David? Nu uitați cine a fost predecesorul lui. Saul n-a avut niciun fel de probleme, se taie, se omoare pe oricine a stat în cale. Până și Samuel a zis, mi-e frică, mi-e teamă. Și Dumnezeu te-i spune, păi ia o viția și zice, du-te că du jertfă, ca să lungă pe David ca împărat, știi? O să mă omoare. Avea puterea să o facă. Slujitorii lui îndeplineau orice poruncă a împăratului. Uitați-vă când mai târziu îl vedem pe Absalom ucigându-l pe Amnon. El dă numai porunca. Când fac semnul, ucideți-l. Da? Și deși era fiul împăratului, imaginați-vă puterea pe care avea David. Oare ce va face David? Da, hai să-l lăsăm pe el. Nu e singurul păcătos dintre noi, nici din vremurile noastre, ci toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toți suntem încă aici, în trupul acesta al păcatului, atins de păcat. Și greșim în motivații, în atitudine, în gânduri, în vorbe, în fapte. Și când Dumnezeu judecă, judecă, dragii mei, până în străfundul inimii și lucrurile nevăzute. Pentru că Eclesiastul, cartea care ești de la tipar, spune și judecata aceasta se va face la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cu alte cuvinte, totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că toți avem momente în care păcatul ne atinge și Nathan, aș spune Duhul lui Dumnezeu, care poate să vină în orice formă spre noi, pentru că este rolul Duhului Sfânt să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când vine Duhul și pune degetul, sau Dumnezeu și pune degetul pe noi și ne strivește de perete și ne dovedește vinovați, întrebarea este, ce facem? Prima tendință este să te justifici. Și David putea să spună, păi sunt împărat, nu-i al meu totul. Da? Putea să facă lucrul acesta. Dar prima tendință este să ne justificăm. Și mai ales când toate astea vizează numele tău, poziția ta, slujba ta, lucrarea ta, trebuie să-ți aperi. Pentru că exact asta a făcut Saul. În momentul în care Dumnezeu a judecat și a zis, Dumnezeu te-a lepădat, s-a apucat cu amândouă mâinile de scaunul de domnie și a pustit tot în jurul lui ca să păstreze scaunul de domnie, să o dea mai departe lui Ionatan, fiului său. Ce faci când degetul lui Dumnezeu te țintuiește de perete și te dovedește sau mă dovedește vinovat? Oare cum a reacționat David, da? Cum a reacționat David? Dar cum face Dumnezeu lucrul acesta? Cum mă dovedește Dumnezeu vinovat? Și aici m-aș întoarce puțin în Matei, pentru că Domnul Iisus Hristos ia și ridică înaintea celor din vremea lui
oglinda legii, oglinda legii, dar interpretată de el, nu de farisei, ci o lege care ar fi trebuit să fi fost cunoscută așa cum el o pune înaintea noastră. De pildă, în Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26, una din porunci este să nu ucizi. Da? Să nu ucizi. Ori asta, exact asta a făcut David. A scris o scrisoare și cu mâna, și asta îi și spune Nathan, l-ai ucis pe Urie cu sabia amoniților. Da? L-ai ucis, tu ești ucigașul. Să nu ucizi. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Dar eu vă spun, ori să nu ucizi ca să nu cazi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine spune fratele său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului și care îi spune nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Acum, dacă asta e interpretarea corectă a legii, întrebarea este, ce spun despre mine în fața acestei legi? Nu știu dacă este cineva în sală care nu s-a mâniat în viața lui. Poate tu, Marius, și tu te mânii. Da, la nevastă mea nu a trebuit decât o fracțiune de secundă să zic că ai probleme cu mânia. Da. Textul spune, mâniați-vă, mie asta îmi place, da? Dar zice, nu vă păcătuiți, se napună. Cum adică? Cum rezolv mânia înainte de apusul soarelui? Păi orice iuțime, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Ori dacă mânia mă face ucigaș, atunci aș putea îndrăzi să spun, toți intrăm în categoria asta. Și eu, și tu, oricine fii. Și cel care ne ascultă sau ne urmărește. Oricine. Dar dacă așa stau lucrurile, nu sunt mai puțin vinovat ca David. Da? Mai puțin vinovat ca David. Apoi textul continuă. Să nu prea curvești. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și când mă opresc lângă o astfel de interpretare, aduc aminte de James Storr, este un evreu crescut în New York, mare om de știință, întors la Domnul la 18 ani. Și la 18 ani, pentru că fusese la mama acasă până să meargă la facultate, mama îi spală hainele, dar aici trebuie să spele hainele singur și nu știu să pornească mașina de spălat. Și vine un student și îl ajute. Și după ce îl ajută, intră în vorbă cu el, era un creștin, și începe să-i vorbească despre... Zice, n-am omorât pe nimeni, n-am furat nicio bancă. La noi, între evrei, astea-s păcate. Restul nu contează. Și a citat textul acesta. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească din inima lui, a și prea curvit. Și ăsta a omuțit. Deci, la 14 ani, noaptea, ca să câștig un ban, eram într-o benzinărie și veneau trachiștii și aruncau revistele pornografice și cu asta trăiam. Eu în viața mea n-am știut să mă uit altfel la o femeie decât ca să o poftesc în inima mea. Și elementul ăsta pe James Storr l-a prins, dragii mei, și de acolo a început convertirea lui. Și acum, în fiecare săptămână, cineva se întoarce la Hristos prin lucrarea lui. Și are debate-uri extraordinare cu materialiștii lumii acesteia, cu oameni de știință. Ne. Dar observați, când în felul acesta înțeleg legea, dintr-o dată, ce pot să spun despre mine? Da? Ce pot să spun despre mine? Vinovat. Exact. Ca David. Dar ce pot să spun despre David? El a făcut-o la lumina zilei, dragii mei. La lumina zilei. Și, în mod evident, și David intră între curvar și ucigașcă și oricare dintre noi. Atunci când e vorba de judecata lui Dumnezeu, nu de felul în care punem noi masca și ne privesc oamenii, ci de judecata lui Dumnezeu. Dar dacă David a fost țintuit de perete de degetul lui Dumnezeu prin Nathan, oare ce va face împăratul care are toată puterea? Ce va face împăratul? Dacă nu s-a jenat să scrie scrisoarea aceea lui Ioab, dragii mei, dacă nu s-a jenat, de-aia v-am spus că Ioab a băgat-o în mânecă și toată viața a fost frică de Ioab.
pentru că l-avea la mână pe David. Și fiicei lui ei, era îngrozit de ei, mai tare decât mine. O spus-o deja în Hebron și așa a trăit toată viața, toată viața lui. Dar haideți să facem un pas mai departe, capitolul 12, versetul 13. Și uitați ce spune textul. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Am păcătuit împotriva Domnului. Asta este un prim semn de viață. Dragii mei, a trăi în ascultare de Dumnezeu înseamnă nu doar să păzești poruncile Lui, ci și să te pocăiești de poruncile călcate. Și asta este parte din ascultarea noastră de Dumnezeu. Pentru că refuzul de a te pocăi, de aia am rugat-o pe Anca să pune câteva din cărțile astea, păcatul de moarte, pentru că aici aveți toate sinonimele din Noul Testament pentru care nu există iertare. Hula împotriva Duhului Sfânt, păcatul care duce la moarte, păcatul cu voia, tăierea din măslin, toate sunt descrise. Și dacă pentru niciuna nu este iertare și dacă ascultarea de Dumnezeu include și pocăința mea de păcat, atunci păcatul de moarte este refuzul de a mă pocăi. Noi spunem simplu păcatul la purtător, pe care nu l-ai pus pe frunte, ci îl ții dosit. Marele preot purta păcatele pe diadema de pe frunte și avea pieptarul judecății și epoleții, dragii mei, și așa se prezenta înaintea lui Dumnezeu ca și reprezentant al poporului. Am păcătuit împotriva Domnului. Dar de ce nu zice am păcătuit împotriva lui Urie, sau am păcătuit împotriva slujitorilor mei, sau am păcătuit împotriva lui Batșeba? Pentru că în ultima instanță, orice păcat lovește direct în Dumnezeu, se adună în prezența lui Dumnezeu sau se adună cel puțin în vechiul legământ și de aceea templul ceresc a trebuit curățit de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Dar o las pe un pic mai târziu. Asta mă duce înapoi la cum se poate că totuși David este un om după inima lui Dumnezeu. De ce îl numește așa Scriptura? De ce este etalonul, prefigurarea, într-un fel, a Domnului nostru Iisus Hristos, spunea Gabi, am avut o discuție pe tema asta. Nu pentru că Domnul Iisus este ca David, ci este ceva acolo ce în Iisus toate sunt ridicate mult peste, transcende Domnul Iisus cu mult peste. Dar în Ezechiel, li-l voi scula pe David, pe împăratul lor, pe Domnul lor. Adică pe fiul lui David, care vine să mântuiască, într-un fel, toată linia și falimentele prorocilor. Domnul Iisus își începe așa fericirile în Matei. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ori marea întrebare este ce anume avea David ca Dumnezeu să-l ia în brațe în ciuda tuturor falimentelor lui, ce avea David și ce e sărăcie în duh? Pentru că, în mod evident, dacă Domnul Iisus este fiul lui David și pe David îl scoală, respectiv, este o prefigurare a Domnului Iisus Hristos, un arhetip al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu trebuie să vadă ceva. El numește un om după inima lui Dumnezeu. Toată povestea se desfășoară între David, Batșeba și Dumnezeu aduce pe Natan pe scenă și tot ce urmează sunt cuvintele lui Dumnezeu rostite prin Natan în urechile lui, în urechile lui David. Dar să iau conceptul sărăcie în duh, cel puțin să-l reîmprospătăm, că noi am trecut anul trecut prin ele. Și dacă aveți un pic de răbdare, o să iasă de la tipar și predica de pe munte. Două întrebări aș pune. Ce este sărăcia în duh și cum se verifică? Pentru că sărăcia în duh este ca un vapor. Nu-l poți prinde, nu-l poți cântări, nu poți să-l dovedești în niciun fel, ca alții să zică, da, l-am pipăit, îl știu, asta este. Nu, este o, trebuie să fie altceva. Și atunci, ce este sărăcia în duh? Este o primă întrebare. A fi sărac în duh înseamnă a recunoaște ceva. Ce trebuie să recunosc? Nu merit să fiu primit în relație cu Dumnezeu. Am păcătuit împotriva Domnului, spune David. Păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre ne ascund fața Lui. Nu urechea Lui prea tare.
păcatele noastre îl împiedică să ne asculte. Și atunci, dacă păcatul ridică un zid de despărțire, dacă păcatul l-a obligat pe Dumnezeu să alunge pe protopărinții noștri din Eden, înseamnă că, din pricina păcatului, nu merit să intru în prezența lui Dumnezeu. Sunt alungat, sunt în exil, da? Și în final, când ești alungat din prezența lui Dumnezeu, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii și îngerii lui. Nu merit să intru în prezența lui Dumnezeu. Dar să citesc versetul 13 în întregime. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Po, ce simplu. Nu? Am lăsat-o gravidă, i-am ucis bărbatul, am luat-o de nevastă, ne-a născut un prunc și am păcătuit împotriva Domnului. Și Saul a zis-o. Care e diferența dintre Saul și David? De ce pe ăsta îl iartă și pe ălalt nu? E o întrebare legitimă, nu-i așa? Și el spune exact, îmi pare rău, am păcătuit. Mai întâi s-o scuza, nu eu, poporul, dar pe urmă intră în aceeași păpuci ca și David. Am păcătuit împotriva. Domnul te iartă, nu vei muri. Domnul te iartă, nu vei muri. Așa de simplu? Ce fel de Dumnezeu este? Ce fel de lege este asta? Acum, dacă aș cita un verset din Romani și v-aș lăsa pe voi să citiți pe textul mai departe, versetul 20 din capitolul 5, după ce versetul 12 ne spune printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți au păcătuit, da, toți au păcătuit, dar versetul 20 spune, ba încă legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Well, să păcătuim mereu. Ca să se mulțească harul. Legea a venit ca să se mulțească harul, da? Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Interesant text. Și dacă scoți textele din context, dragii mei, poți să-ți construiești ce teologie îți place. Poți justifica toate năroziile din lumea asta cu Biblia. Și trebuie să faci un singur lucru, doar să-ți construiești o altă Biblie punând textele la oaltă. Și de aceea este o catastrofă să citești Biblia pe sărite, pick and choose, da? Să iei versetele care îți plac. Când noi eram tineri și ne adunam, plecam de la biserică să povestim, știu că mama ne făcea pită cu un soare, că n-aveam altceva, ne adunam cu tineri, eu le puneam muzică, că aveam muzică foarte bună, muzică simfonică, dragii mei, și corală, și aveam cutii cu promisiunile lui Dumnezeu. Cu siguranță că și voi știți, cu promisiunea lui Dumnezeu, versete frumoase. Și trăgeam câte un verset și ne bucuram de promisiunea lui Dumnezeu. Mult mai târziu în viață m-am întrebat de ce nu este în paralel și o cutie cu blestemele lui Dumnezeu, că cele două țin deolaltă, nu? Binecuvântări și blesteme, amândouă sunt rostite de Dumnezeu ca să întărească legământul lui. Nu, dar nouă astea nu ne plac. Și atunci luăm promisiuni și avem impresia că sunt pentru noi. Și neștiind contextul, dragii mei, stâlcim Biblia în toate felurile. Și de acolo vin toate diferențele și certurile dintre noi în lumea asta. Și atunci mă întreb, dacă iau doar versetul acesta, unde s-a mulțit păcatul? Acolo s-a mulțit harul și mai mult. Păi concluzia simplă este, deci să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Dacă citesc versetul 21 și 20 și pe urmă 6 cu 1, zice, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Pentru că Pavel știe că o minte bolnavă va folosi versetul acesta și el duce lucrurile mai departe. Zice, ferească Dumnezeu! Cum noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și pe urmă vine capitolul fantastic, capitolul 6, după care zice, păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Cine-i păcatul? Personificați-l. Diavolul, șarpele, stăpânul nostru, da? Și vine și spune, atunci să păcătuim că nu suntem sub lege, ci sub har? Ferească Dumnezeu. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robie celui de care ascultați? Avem doar două opțiuni. Păcatul care duce la moarte și ascultarea care duce la neprihănire. Deci dacă iau versetul din context, foarte ușor pot să-mi construiesc o astfel de teologie. Păi nu e așa de grav. Eu n-am curvit chiar ca și David, dar vin, Doamne, am păcătuit împotriva ta.
Am furat, am mințit, am făcut compromisuri, m-am certat, nu mă împac de nu știu câtă vreme cu vecinul sau cu fratele meu, n-am vorbit de 14 ani cu el, dar la un moment dat zic, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Bine, Domnul te iartă, nu vei muri. Și observați ce facem cu Scriptura și cu relația cu Dumnezeu. Foarte ușor. Și avem și o justificare biblică, mai ales dacă și frații noștri fac la fel. Deci, sărăcie în Duh. Ce înseamnă a fi sărac în Duh? Dar al doilea lucru, dacă nu știm exact cuvintele lui David, dacă sunt sau nu sunt o sărăcie în Duh, cum verifici sărăcia în Duh? Ca să nu te amăgești. Cum o verifici? Și mai întâi, atenție la autoînșelare. Doar câteva versete să vă amintesc. 5 cu 20. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dar pe ce se rezuma neprihănirea sau dreptatea, îndreptățirea cărturarilor și a fariseilor? Pe nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și-au creat un sistem exterior pe care dacă îl respectau, ei se credeau bine mersi înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 5, versetul 20. Capitolul 6. Nu vă împliniți de prihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Mă rog în piețe, mă rog cu voce tare, în adunare și sau postez și îmi sluțesc fața. Postesc astăzi. Zice, stai în cămăruța ta și te roagă, postește de ochii lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, nu pentru ochii oamenilor, pentru că ți-ai luat răsplata. Capitolul 6, primele 18 versete. Dar asta dacă cobor mai jos, în predica de pe munte, în capitolul 7, versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu din ceruri, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni, observați toate activități religioase. Da? Împăratul se uită la ei, spune, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi, toți cei care lucrați fără de legea. Capitolul 7, versetele 21 la 24. Și până aveți pilda celor două case. Dar cum se verifică totuși sărăcia în Duh? Făcând un pas mai departe, la a doua fericire, dacă mai țineți minte. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și ca să fiu mângâiat de Dumnezeu, nu uitați, David a trimis solii la fiul lui Nahashamonitul, care i-a depostit părinții și frații și probabil nepoții, până când Saul a murit și a putut să întoarcă acasă. Și Nahashamonitul i-a trimis să-i mângâie. Ori el i-a batjocorit. Dar când Dumnezeu mă mângâie, el nu face lucrul acesta cu mine, să mă batjocorească, să-mi dea în vileac toate lucrurile, ci mă ia în brațe, mă primește acasă. Și atunci, singura modalitate de a verifica sărăcia în Duh care mi oferă împărăția cerurilor sunt lacrimile mele. Ori, lacrimile și plânsul este vulcanul sufletului, lucruri care stau și te apasă și care le porți cu tine și te întorci pe o parte și pe alta pentru că nu sunt rezolvate în tine și nu poți dormi de multe ori. V-am spus experiența mea. Eram eu după Revoluție și a venit un prieten din Statele Unite și eram în curte și povesteam. Și eram bun prieten, cu el am făcut toată grafica la prima carte la Shema Israel și el și-a pus pe masă ceva. Eu nu m-am uitat că e un reportofon. Și am început să discutăm. Eu conduceam departamentul de studiu biblic în Uniunea Baptistă și în toate întâlnirile noastre, dragii mei, n-am avut 10 minute să discutăm despre Biblie. Discutam despre dolar, despre clădiri, despre american, despre toate cele. Îmi fierbea sângele în mine. Da? 10 minute și eu conduceam departamentul de studiu biblic, 1600 biserici pe urmele noastre și mi-a învărsat oful înaintea lui și el a registrat totul, s-a dus acasă și le-a dat cuiva și le-a pus într-o revistă, revista Impact. O încercat să mi le trimită să trimită articolul pe fax, da, atunci mergeau faxurile cum mergeau, cred că eram singurul care aveam fax în Cluj, dar s-a oprit la
după prima frază și n-am știut ce acolo. Când am citit revista, m-am îngrozit. Felul în care era scrisă. Când vorbește una, când scrie alta. Dar am amintit trei nume, da, în ea. Dar am plecat în Belfast, am zis, ups, uit. Au trecut 6 săptămâni, uite așa m-am întors 6 săptămâni. Am venit acasă și am scris la Creștinul Azi, pentru că am păcătuit în revistă, o trebuie să-mi cer iertare în revistă. Și m-am dus la toți cei trei oameni să-mi cer iertare, că le-am folosit numele fără să-i întreb. N-am spus minciuni, dar nu trebuia să o fac. Și observați, elementul ăsta este foarte important, pentru că atunci când păcatul nu e rezolvat, îl porți cu tine și ești frământat, Duhul lui Dumnezeu face lucrul acesta, dacă nu ți-ai adormit conștiința completă. Și Duhul lui Dumnezeu nu se dă bătut până când nu te aduce la Hristos și nu rezolvă problema. Indiferent că e mică, e mare, e cu soția, cu copiii, și noi ne-am certat cu Nora. Și eu la început am zis, well, eu pot să stau o săptămână să nu-i vorbesc când am problemele astea. Da? Eu sunt mult mai taciturn în felul meu. Am lucrurile mele și îmi văd de treaba mea. Da, dar nu puteam să-mi pregătesc predicile. Nu puteam să-mi... Trebuia să mă împac. Și am învățat o lecție simplă. Domnule, nu lăsa pe mâine. Zi, iartă-mă astăzi. Dacă nu a vrut să mă creadă, o luam pe sus și nu o puneam jos până când nu mă ierta. Și așa ne rezolvam problemele și au trecut 50 de ani aproape peste noi. Mă noră aici și are varianta ei, dar asta este partea ei, totdeauna, da? Deci ceea ce, când te uiți la păcatul lui David, nătângul de el, și lucrul ăsta se fac în ascuns, dragii mei, dar el o face pe față. Toată casa împărătească știa povestea asta. Și dacă credeți că bârfa nu funcționa și atunci vă înșelați. Da? N-aveau televizor, n-aveau nimic altceva, numai asta aveau. Tup, 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 tup. O se umplea satul urgent, mai ales casa împărătească. Pentru că păcatul a fost public, dragii mei. Pocăința a trebuit să fie publică. Și aici Dumnezeu îl iubește pe David. Așa cum eu n-am putut să-mi cer iertare, dragii mei, la telefon, ci a trebuit să rescriu articolul acela și să-l public în Creștinul Azi, să-mi cer iertare pentru ce am greșit, l-am scris mai dur, dar l-am scris mai frumos. David a trebuit să facă exact același lucru. Și lacrimile lui David sunt Psalmul 51, scris când a păcătuit cu Batșeba. Psalmul 51. Este prea frumos să-l întrerupem, dar haideți să îl auzim pe David plângând înaintea Domnului. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Discuția cu Nathan mi se pare foarte superficială. Am păcătuit, n-am pot. A, Domnul, te iarte, nu vei muri. Ups, dacă e așa de simplu, atunci fiecare zi. Hristos e o mașină de spălat în care mi-arunc seara hainele și îmi dă altele curate și călcate și apretate a doua zi și mă duc mai departe în păcatele mele, da? Ori, când citești Psalmul 51, încep să simți, și mai este și Psalmul 32, îl vom citi și pe acela, dar simți frământarea lui David și realmente știe că el a lovit mai întâi în Dumnezeu, apoi în Uria, apoi în numele lui bun, apoi în nevestele lui și copiii lui, dragii mei. Toți știau toată povestea asta. Toți știau. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta șterge, în îndurarea ta șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Necurmat? Cât timp o fi trecut? Păi dacă eu am rămas gravidă, cel puțin 9 luni, da, după care au născut pruncul și Dumnezeu a stat și a trecut și l-a lăsat să se perpelească. Să se perpelească, să se frământe, dragii mei. Și Nathan vine târziu, pruncul era deja născut când vine Nathan la el. Ce îmi cunosc bine fără de legile. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta
Și fără vină în judecata ta. Doamne, am păcătuit împotriva ta, păcatul are consecințe, eu știu lucrul acesta și te las pe tine în dreptatea ta să hotărăști tot ce trebuie să măsori peste mine. Când fiul risipitor vine acasă, dragii mei, nu vine acasă, tată, iartă-mă, dar eu sunt fiul tău. Nu, nu, nu. El vine acasă și spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă chemi fiul tău. Ia-mă ca pe unul din argații tăi. Mi-am vândut dreptul la înviere. Dacă nu ești gata să porți consecințele păcatelor tale, sărăcia în duh n-are nicio valoare. Iartă-mă n-are nicio valoare. Și atunci nu poți spune, iartă-mă, da, dați-mi înapoi slujba, că asta face Saul. Am păcătuit împotriva Domnului, dar vino și cinstește-mă înaintea bătrânilor, da? Să nu-mi cadă epoleții. Ce o să zică bătrânii lui Israel despre mine? Dar ce o să zică? Numele lui a fost mai important pentru Saul decât numele lui Dumnezeu. David, dragii mei, este exact pe dos decât el. Și de-aia l-a iubit Dumnezeu. De-aia l-a iubit Dumnezeu. Versetul 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a zămislit mama mea. Dar tu cerca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Se va spune că nu este pocăință, nu este pace, nu este veselie, nu este bucurie, nu este eliberare. Ascultam un interviu astăzi cu trei femei și printre ele și este un israelit care Hamasul i-a dus o fetiță de 9 ani și după 50 de zile ea a fost eliberată și a venit acasă și cel care le intervieva a întrebat cum e fata? Zice, aproape bine. Când a început să cânte am zis că în sfârșit începe vindecarea sufletului ei. Până atunci n-a putut să o facă. Și au trecut deja luni de zile. Și David spune, când voi putea să cânt din nou, când voi fi, este cineva cu inima veselă să cânte cântări de laudă. Cum să cânți cântări de laudă? Că păcatul s-a înșurubat în sufletul tău și te chinuie, pentru că nu este rezolvat. Cum să cânți cântări de laudă? Ce mare lucru este să fii liber, să poți cânta, să poți privi în ochi pe celălalt, pentru că relația este rezolvată. Dacă urci scara devenirii cristice, iertare și pace. Sunt ultima treaptă, iertare și pace. Când iertarea este reală și pacea ți-a cuprins inima, ne putem uita unii în ochii celuilalt. Versetul 9. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Interesant, el merge spre cântare, se întoarce înapoi și observați durerea care apasă în inima lui. Pentru că întrebarea este, oare pocăința lui David a fost reală? Cum arată o pocăință reală? Și probabil psalmii ne-au fost lăsați de Dumnezeu să înțelegem astfel de lucruri, pentru că sunt scrise de oameni, trăite de oameni, le pot împrumuta de la ei. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou, și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Știți cântarea? O știți așa? Da. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Cum vei îndrăzni, David, să înveți pe păcătoși căile, pe cei ce calcă? Păi, când Domnul Iisus stă de vorbă cu Petru, după ce el s-a lepădat de 3 ori și spune, paște oițele mele, paște mielușeii mei, oițele mele, oile mele. El i-a spus ceva în camera de sus înainte de lepădare. Când te vei întoarce să întărești pe frații tăi?
Dragii mei, cel mai greu pot fi primit când vin cu năsucul pe sus ca unul care, eu n-am greșit ca tine, eu nu sunt ca și vameșul acesta, da? Nu sunt ca și vameșul. Eu dau zeciuială din izbă, din chimen, din mărar, neprionirea fariseică, da? Dar atunci când ai căzut și Dumnezeu te-a ridicat și nu uiți lucrul acesta și vii la fratele tău care a căzut în păcat, te ridici cu Duhul blândeții, îl înțelegi, te-ai apropiat de el, ai trăit pe unde a trecut el, ai trecut și tu pe unde a trecut el și în felul acesta poți să înveți pe cei ce calcă poruncile căile Domnului, pentru că le-ai călcat și tu și Domnul te-a ridicat și există nădejde pentru fiecare dintre noi. Versetele 14 la 19. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac jertfele. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Ce potrivit e psalmul ăsta pentru ce se întâmplă astăzi în Israel? Dragii mei, va veni un moment, spune Zaharia, și adă-l, Doamne, cât mai repede, când Dumnezeu va deschide un izvor de îndurare pentru cei pe care l-au străpuns. Și atunci îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut. Vor recita psalmul 51. Vor plânge psalmul 51 înaintea Domnului. Și va fi o înviere din morți, o primire înapoi a lui Israel, pe seminții. Adă, Doamne, ziua aceea. Amin. Mai curând. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. De unde să știu că lacrimile nu sunt de crocodil? Bă? Cum arată niște lacrimi de crocodil? Păi, hai să privim la Saul, la predecesorul lui David. Noaptea înoptează la gura peșterii din Engedi și David și oamenii lui erau în fundul peșterii și el se scoală noaptea, taie colțul hainei, iese și pleacă. Îi bătea inima să-i spargă pieptul, spune naratorul. Și de pe celălalt vârf de deal îl strigă dimineața pe Saul. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: glasul tău este, fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Da, dacă a plâns, înseamnă că Dumnezeu l-a mângâiat, s-a rezolvat problema, s-a întors acasă. Da? Dar? Și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrășmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Și ai impresia că dacă și-a recunoscut păcatul și l-a mărturisit, tu ești mai bun decât mine, a plecat acasă, a plâns, lucrurile sunt încheiate. Dar știți istoria. Repetă povestea, David îl cruță din nou, ia doar ulciorul și de data asta el merge noaptea în cortul lui Saul și Saul repetă aceeași poveste. Dar dacă te uiți la toată istoria lui, Saul, dragii mei, moare cu toate îndurările nenăscute. Cu alte cuvinte, niciodată faptele bunătății lui n-au văzut lumina zilei. Saul n-a putut să iasă din competiția afirmării de sine. N-a putut să iasă.
Și asta l-a dus la moarte. Și ați auzit duminică, probabil, modul în care s-a sinucis Saul. Și cu asta a încheiat istoria. Am vorbit despre păcatul lui David. Dar care să fie implicațiile păcatului? Pentru că păcatul este același. Dacă n-ar fi nespus de rău, Dumnezeu n-ar fi trebuit să plătească un preț atât de mare pentru rezolvarea lui. Ca el însuși să fie în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Păcatul trebuie să fie oribil, dragii mei, prin implicațiile lui, ca să nu există o altă soluție pentru rezolvarea lui decât moartea lui Dumnezeu. Da? Pentru că Domnul Iisus zice, eu și Tatăl una suntem. Moartea legiuitorului pentru a împlini dreptatea legii lui. Care să fie implicațiile în... Iertarea nu anulează neapărat și consecințele. Domnul te iartă. Nu vei muri. În primul rând, moartea ar fi trebuit să fie consecință sigură pentru David. Pentru că legea spunea că o astfel de faptă, curvia, trebuia pedepsită cu moartea. Deci nu vei muri. Well, am scăpat și de una și de alta. Sunt și iertat, relația cu Dumnezeu s-a refăcut, am scăpat și de consecințe. Nu. Iertarea nu anulează în mod neapărat consecințele păcatului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, dacă te iartă, e un lucru extraordinar, pentru că te poți întoarce acasă, în brațele Lui. Dar vei suporta, probabil, consecințele păcatelor. Ai băut toată viața? Fii ca tu ții praf. Dacă nu ți-a ajuns soția și ai curvit în stânga și în dreapta și ai copii din flori și ai nenorocit o mulțime de familii, dragii mei, toate astea n-ai cum să le deșiri din nou, astea rămân pe viață. Și câte altele, dragii mei, ai intrat în droguri, slăviți să fie Domnul că ai scăpat de ele, da? Ce s-a întâmplat cu sănătatea ta? Și vorbiți cu oamenii care au trecut pe acolo. Dar păcatul are consecințe și faptul că Dumnezeu te iartă nu înseamnă că te și scutește de consecințele păcatelor tale. Și elementul ăsta trebuie să te îngrozească într-un fel. Dacă profeția și verdictul irevocabil. Dacă ne gândim ce a spus Natan lui David, trebuie să facem o distinție între profeție și un verdict irevocabil. Pentru că atunci când vorbim de profeție, de profeția biblică, comparând-o cu ghicirea, și noi am vorbit despre astea în careva din lunile trecute, în Ieremia, capitolul 18, există un text important. Dumnezeu îți anunță destinul viitor, de cele mai multe ori, ca să te implici alături de El și să nu se întâmple dacă e spre rău sau să se întâmple dacă e spre bine. Cu alte cuvinte, colaborezi cu Dumnezeu, noi hotărâm viitorul într-un fel. Când este un verdict irevocabil, indiferent ce faci, verdictul acela se împlinește peste tine. Și întrebarea este, cuvintele rostite de Natan, ce sunt pentru David? Ceva pe care el se poate târgui cu Dumnezeu, postind, rugându-se, sau ceva ce cade peste el, indiferent ce face David? Wow! Dacă e adevărat lucrul acesta, dragii mei, asta trebuie să ne furnice pielea pe spate, într-un fel. Asta se întâmplă cu David. Versetul 7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Observați, Dumnezeu poate vorbi în două direcții, pentru că El a întărit legământul cu binecuvântări și blesteme. Dar Israel este doar un aspect care putem generaliza la orice neam, la orice împărăție. Și textul spune, versetul 8, dar dacă neamul acela se pocăiește, îmi pare rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. Sau dacă neamul acela nu se pocăiește, îmi pare rău de binele pe care am vrut să-l fac. Și versetul 10 spune, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-l fac. Cu alte cuvinte, cine hotărăște viitorul în lumina profețiilor biblice? Cel căruia este adresată profeția, da? Adresată profeția. Și
Ieremia, dacă citiți textul mai departe, este ultimul dintre profeți, urmează robia babiloniană, erau pe punctul în care Dumnezeu să zică destul, să cheme pe Nebucadnețar și ei ignoră toată profeția lui Ieremia și Dumnezeu aduce peste ei tot blestemul despre care au vorbit profeții. În cazul lui David, dragii mei, Dumnezeu îi vorbește despre viitor. Întrebarea este, în ce termeni? În 2 Samuel, capitolul 12, dacă citim, recitim versetele 13-14. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Deci cel puțin de consecința asta de moarte acum, Dumnezeu îl scutește. Iartă păcatul înseamnă că relația cu Dumnezeu se reface. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Aici este verdictul foarte clar. Întrebarea este, poate David să întoarcă această hotărâre a lui Dumnezeu? El încearcă, dragul de el. 7 zile stă culcat pe pământ, nu mănâncă nimica, vii slujitorii, roagă să ridice, refuză toate lucrurile astea. Între timp trebuie să fugă până la Raba, să termine războiul cu amoniții și să pună coroana împăratului pe capul lui, să-și asume slava, că Ioab îi scrie o scrisoare, zice, dacă nu vii tu, slava veni peste mine. Și atunci David se ridică repede și merge și se poartă cu atrocitate incredibilă cu cei din Raba, dragii mei, în șiră, prin grape, prin furci. Îi pune în rând pe jos și pe unul iau și pe altul las, pe unul iau și astfel, fără milă. Pentru că el purta povara aceea păcatului în el și se poartă urât, da. Nici nu știi cum să explici gestul lui. Se întoarce acasă și pruncul e bolnav. Și versetul 16 spune. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. A șaptea zi copilul a murit. De ce nu l-a ascultat Dumnezeu? Observați, deodată zic despre pruncul lui David că va muri, dar nu mai are șansa să spună, bine, bine, dar eu mă rog, postesc și, dragii mei, de foarte multe ori, planurile lui Dumnezeu se împlinesc dincolo de noi. Când Filip era bolnav, atâți au venit la noi și ne-au spus, nu știm cum să ne rugăm, nu știm cum să strigăm. Da? Well, ce poți să spui în astfel de situații? Și după 7 zile, pruncul a murit. David se ridică, se spală, cere de mâncare și slujitorii lui zic, hei, când era copilul lângă trăia, tu plângeai, boceai și acum, ce explică-ne, ce cu povestea asta? Zice, nădăjduiam că Dumnezeu se va răzgândi, dar acum eu mai merge la el, el nu mai poate veni la mine. Și își vede de viață, da, își vede de viață. Verdictul dat de Natan n-a mai putut fi întors. No, acum dacă l-a scutit de moarte pe David, i-a omorât pruncul și te întrebi, ce vină a avut copilul acela nevinovat? Ce vină a avut? De ce se moară el în locul păcătosului? Aceeași întrebare s-o pui și în dreptul Domnului Iisus, de ce se moară el în locul meu? Ori Dumnezeu spusese în vechiul legământ, când citiți decalogul, voi pedepsi nelegiuirile părinților în copii până al treilea și al patrulea neam. Da. Și voi binecuvânta până al miilea neam pe cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și când le pui în cântare, îndurarea lui Dumnezeu nu se compară cu dreptatea lui, dragii mei. Dar povestea asta a fost clară. Și părinții au mâncat aguridă, copiilor li se strepezesc dinții, spun profeții. Trăiți suntem în perioada vechiului legământ. Dar verdictul dat prin Natan de Dumnezeu nu mai putea fi întors. Pruncul a murit. Pruncul a murit. Oare nu s-a pocăit destul David? Nu s-a pocăit destul de mult David. Asta a fost problema. Nu știu să strige la Dumnezeu, nu a postit destul de multe zile, nu a strigat destul de tare ca Dumnezeu să-l audă. Dragii mei, Dumnezeu aude oftatul inimii noastre. Nu trebuie să spun niciun cuvânt.
Înainte să-mi iasă pe buze cuvântul, Dumnezeu îl și știe, ba da. Uitați-vă doar la un alt psalm scris într-un context ca acesta. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Câte vreme am trecut, am tăcut. Dar hai să pun altfel, câte vreme am tăcut? A venit păcatul, gestația, nașterea pruncului, nu știm cât a mai trecut și Dumnezeu l-a lăsat acolo să se învârtă în durerile lui și în frământările lui, cu coșmare legate de uciderea lui Urie și a celorlalți. Da. Și Dumnezeu l-a lăsat în pace. Acum, dacă citesc cuvintele lui, am păcătuit împotriva Domnului. Nu e așa că nu mai sunt așa de ușoare? Acum mai simți toată greutatea de luni de zile pe care a purtat-o în suflet. Cu alte cuvinte, cuvintele acelea purtau tot vulcanul, toată durerea sufletului lui. Căci mâna ta apăsa necurmat asupra mea și... Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Îmi cunosc bine fără de legile mele. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acum încep să înțeleg când combin cei doi psalmi și când citesc pocăința lui David, am păcătuit împotriva Domnului, acum simt toată greutatea. Simt cât de reală, autentică este pocăința lui, pentru că este o pocăință care toată durerea asta acumulată de luni de zile o duce înaintea Domnului. Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului. Tu ai iertat vina păcatului meu. Oare nu s-a rugat David destul de bine, nu s-a pocăit cum trebuie? Ba da, dar păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe. Și dacă noi am crede lucrul acesta, dragii mei, ne-am ferit de el un pic mai mult decât o facem. Dar dacă știi cum să ne ia prin învăluire, numai să te pomenești că ești în groapă. Da? Te pomenești că ești în groapă. Păcatul are consecințe. Dați-mi voie să îl las pe Natan să le etaleze înaintea noastră. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? Observați, orice păcat este o disprețuire a cuvântului Domnului, o disprețuire a lui Dumnezeu și ai făcut rău înaintea lui. Ai lovit cu sabia pe Urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Care din voi ați fi bucuros să duceți un astfel de verdict? Acum niciodată nu se va îndepărta sabia din casa ta. Da. Niciodată. Wow! Păi asta vizează toată viața lui David. Absolut toată viața lui David. Versetul 11. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Wow! Wow! Căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Păcatul are consecințe. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar toate celelalte se vor întâmpla. Toate celelalte se vor întâmpla. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și ăsta e primul semn. 7 zile mai târziu, pruncul a murit. Și pe urmă imaginați-l pe David trăind cu gândul la toate celelalte.
trăind cu gândul ca și cum nu știi de unde vine toată povestea. Niciodată sabia nu se va depăra din casa ta. Tu ai făcut-o pe ascuns cu nevasta viteazului tău, Urie. Eu voi face în văzul lumii, în lumina soarelui. Altul se va culca. Aici, de unde ai privit-o pe Batseba, pe terasa asta se va întâmpla totul. 15, Nathan a plecat acasă. Cu alte cuvinte, ca și cum i-ar fi trântit ușa nas și i-ar fi zis, Davide, Domnul a vorbit. Și acum trăiește cu consecințele păcatului. Implicațiile păcatului lui David. Dați-mi voi doar să le trec în revistă. Capitolul 13. Amnon, un fiu al lui David, o necisește pe Tamar, pe sora lui Absalom. Absalom era fratele lui vitreg. Pentru că David avea nici nu știu câte neveste, vă las pe voi să le numărați. Minim 6. Dacă ai mai fi vrut, ți-aș mai fi dat, zice Dumnezeu. Și Amnon o amăgește pe Tamar și ea nevinovată, dragii mei, cade în plasa lui și o necistește, o urăște, o scoate afară din casă și degeaba plânge ea. Și Absalom îi spune, soro, e fratele tău, nu te... Dar în momentul acela, Absalom începe să-l urască pe Amnon. Și observați povestea asta timpului. Așa cum Dumnezeu l-a lăsat pe David să se perpelească, așa Absalom stă 2 ani de zile la pândă ca un leu să prindă momentul. Și când are tunsul oilor, invită pe fiul împăratului și David simte chestia asta. Zice, de ce? Zice, lasă-l cel puțin pe Amnon. Și insistând, fiul împăratului pleacă, se veselesc, la semnul lui Absalom, slujitorii lui, îl omoară pe Amnon. Și fiul împăratului pleacă și la David ajunge vestea, toți fiii împăratului au fost uciși. Și ăla se îngrozește. Sabia nu se va îndepărta din casa ta niciodată, spune el. Capitolul 13. Absalom trebuie să fuge în Gheșur la socrul său și stă 3 ani de zile acolo în Gheșur. În 3 ani de zile, cu toată ura asta și cu frica față de David, dragii mei, inima lui se înstrăinează de Dumnezeu. În capitolul 14 nu mai rabdă și trimite Ioab când simte că inima împăratului s-a mai îmblânzit față de Absalom, trimite o femeie la el. Și era o femeie iscusită la vorba și începe să-l ia pe David. Și David își dă seama, zice, nu cumva e mâna lui Ioab aici? Și ea recunoaște. Și atunci îi de voie lui Ioab să-l aducă înapoi pe Absalom cu porunca, să nu-mi vadă fața. Și 2 ani de zile, după 3 ani de exil, 2 ani de zile, stă și fierbe în sos propriu Absalom și inima lui se străinează de tatăl său David și de ceilalți. Pe de altă parte, trimite la Ioab, zice, spune tatălui meu, dacă este ceva rău în mine, să mă omoare, dar vreau să-i văd fața. Și se întâlnesc și cad unul pe grumazul celuilalt. Dar Absalom, dragii mei, deja era înstrăinat de David. Și începe să pună la cale o revoltă. Și își adună oameni și vorbește frumos cu toți. Și zice, dacă aș fi eu împărat, aș rezolva problema tuturor. Și străinează. Mai ales că toată împărăția știa povestea lui Batseba. Și câte altele, da? Toată împărăția știa treaba asta. Și încetişor, împăratul cade din baierele slujitorilor lui și când Absalom se revoltă, în capitolul 15, o bună parte din Israel o trage de partea lui. Răscoala lui Absalom împotriva lui David, capitolul 16. Citiți textul, dragii mei. David este obligat să fure. Nu să fure, să fugă. Da? Să fugă. Și preoții și chivotul vin după el și spune lui Tzadok și lui Abiatar, duceți chivotul înapoi, facă Domnul ce va vrea. Și mei, îl blastămă în timp ce pleacă. Vitejii lui n-au voie să se atingă de el și el zice, lasă-l să blasteme, dacă Dumnezeu l-a pus să blasteme. Și toată povara asta începe să o poarte. Are câțiva psalmi extraordinari scriși în acest context, dragii mei, în acest context. Își vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. Lasă 10 din țiitoarele lui cu paza casei. Ahitofel, unul din sfeșnicii împăratului, textul spune, sfatul lui Ahitofel avea aceeași greutate ca sfatul lui Dumnezeu.
Hușai era un al doilea sfetnic al împăratului și el s-a dus cu împăratul. Și David îi spune, întoarce-te la Ierusalim. Poate că îmi vei fi mai de folos acolo decât cu mine. Și vine Hușai și Absalom îl ia peste picior, zice așa, Țila, păi nu ești tu fiul împăratului, spune Hușai. Cum l-am slujit pe tatăl tău, așa te voi sluji și pe tine. Și Ahitofel are un sfat și spune lui Absalom, ia acum oamenii, du-te după împărat, că e ca o fiară încolțită, și pune mâna pe împărăție și-l omori. Și Absalom zice, da, Hușai, tu ce zici? Ia înțelegeți-vă între voi. Hușai zice, nu, tu-l cunoști pe tatăl tău. Tatăl tău este un războinic. Nu o să-l iei tu prin surprindere? Mai ales că realmente e ca o fiară încolțită acum, cu toată mânia. Eu zic că adună tot Israelul și porniți un război serios împotriva lui David ca să-l biruiți. Dar asta întârzie. Dacă l-ar fi ascultat pe Ahitofel, dragii mei, probabil că David ar fi fost mort. Dar așa a trecut timpul și David a putut trece Iordanul în Mahanaim, dincolo de Iordan, și abia pe urmă au pornit împotriva lui. Când Ahitofel a văzut că sfatul lui nu este primit, s-a dus acasă și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Imaginați-vă cât orgoliu în omul acesta. Dom'le, dacă nu m-ați ascultat sfatul, și-au pus capăt zilelor. Dar asta i-a salvat viața lui David. Și capitolul 15, capitolul 16, fuga lui David de Absalom. David trebuie să continue să fugă de Absalom și ajunge în Mahanaim. Capitolul 17. Absalom pornește pe urmele lui David și pornește un război între el. El dă o poruncă. Purtați-vă cu blândețe cu fiul meu Absalom. Textul îl descrie, era foarte frumos. Din tâl până în creștet n-avea niciun defect. Da? Niciun defect. Ba mai mult. Avea un păr care atunci când se tundea, nu știu ce greutate avea. Și în timpul luptei trece printr-o pădure și se agață cu părul, stă spânzurat între cer și pământ. Și vine Ioab și trage 3 săgeți în el. Cu toate că slujitorii au spus, n-ai auzit cuvintele lui David? Ioab nu ține cont. Ioab îl avea pe împărat cu hârtia în mânecă, cu scrisoarea în mânecă, legat de Urie, știi? Și de aceea David s-a temut toată viața lui de Ioab. S-a temut de el. Absalom pornește războiul, este omorât. Capitolul 18. Moartea lui Absalom și jalea lui David. Și David începe să jelească. Se îmbracă în sac și zelește și slujitorul lui nu mai știu ce să creadă. Și vine Ioab și îl scutură, zice, hei, mai stai așa și tot Israelul se va depărta de tine. Ieși afară și vorbește-le. Ăsta se adună. Amnon e mort, Tamar e necinstită, Absalom e mort, Israel este împotriva lui, da? El e fugar. Abia s-a întors înapoi. David se întoarce la Ierusalim, ia pe cele 10 țiitoare, pentru că ce a făcut Absalom la sfatul lui Ahitofel, a făcut un cort exact pe terasa de pe care a privit-o pe Batșeba, da? Și-a necinstit toate țiitoarele tatălui său și Ahitofel a zis, te vei face urât tatălui tău și tot Israelul va ști lucrul acesta, că nu mai există împăcare între voi doi. Și David se întoarce și cele 10 țiitoare le închide într-o casă, le dă de mâncare, până la moarte trăiesc în văduvie. În capitolul 20 este un tip, cum îl cheamă? Șeba? Și este și el probabil un războinic și la un moment dat zice, la corturile tale, Israele, ce avem noi a face cu fiul lui David? Și începe să se frângă. Poveste care se va întâmpla după moartea lui Solomon, să se frângă împărăția. Și Ioab pornește pe urmele lui, pentru că David își dă seama că povestea pe care Șeba a pornit-o este mai gravă decât povestea lui Absalom. Și deci dacă nu le eliminăm pe Șeba, realmente Israelul se va rupe. Și pornește împotriva lui, el se adepoștește într-o cetate și ăștia încep să sape la zidurile cetății, să o derâmă, să o treacă prin ascuțișul săbiei. Și o femeie se oprește pe zid și strigă pe Ioab. Ioab, e bine ce faci? Cum ar fi dacă îți dăm capul lui Șeba? Mai ai ceva cu cetatea noastră? Ioab zice, nu.
și sfătuiește pe bătrânii din cetate, taie capul lui Șeba și îl dau și povestea încetează. Dar suntem în capitolul 20. 11 e păcatul, 12 este confruntarea, 13, 14, 15, aproape tot ce urmează în 2 Samuel sunt consecințele păcatului lui David. Ce credeți că a răspuns David la întrebarea asta? David s-a meritat? Dar noi nu ne gândim, pentru că păcatul te orbește. Îți dorești atât de mult povestea aceea, încât nu te gândești la consecințe. Auzi pe cei care au intrat în droguri și de ce au fost, dragii mei, oameni licențiați și se demit la fura, la minții, la... pentru că te interesează doar satisfacerea poftei imediate. Satisfacerea poftei imediate. Și nu mai gândești, ești un orb. Da? Ești ca un catâr care nu ai obloanele puse. Dacă noi am reușit să ne gândim la care sunt implicațiile, uitați-vă la oameni mari ai lui Dumnezeu, dragii mei, care și-au făcut praf lucrarea, praf lucrarea. Pentru ce? Pentru un moment de plăcere, de neatenție. Nu doar în vechime, ci în zilele noastre. Și de aceea spune Scriptura, cine crede că stă în picioare, se aseamă să nu cadă. Da, consecințele au fost uriașe. Dar cum ar fi fost ca David nu doar să suporte consecințele pe care Dumnezeu le-a citit asupra lui, ci să nici nu-l ierte? Și atunci, cel puțin, asta este o lecție. Indiferent care ar fi consecințele păcatelor mele, dacă pot obține iertarea, dacă pot obține iertarea lui Dumnezeu și dacă relația mea cu Dumnezeu se poate reface, dragii mei, El mă va ajuta să le port. M-am gândit de multe ori la consecințele păcatului. Când eram 14-15 ani, mătușa mea ne ducea în Harghita și cu doi verișori plecam la drumeții și plecam să culegem floare de colț. Floare de colț. Acolo trebuie să te cațări pe stânci și era o bucurie. Stăteam în vârful dealului și dislocam bolovancele, deam drumul în vale. Și bolovanul se pornea la vale și brr, brr, brr. Cu cât era mai mare, cu atât rupea mai multe, da? Și stăteai și ascultai toate trosnetele, dacă acum ne-ar fi închis, da? Toate trosnetele lor. Și m-am gândit, cam așa e păcatul. Stai și te gândești și te joci. Și dizloci un bolovan și îl pornește la vale și rupe totul. Și la un moment dat Dumnezeu se oprește lângă tine și zice, hai să te iau de mână, să coborâm pe urmele bolovanului, să vezi toate implicațiile păcatului. Doamne, iartă-mă! Te iert! Dar asta nu se schimbă. Și vine împreună cu tine și te ajută să-ți porți consecințele păcatelor tale. Dar iertarea... aia nu poți. Pentru că dacă nu ești iertat, atunci aici e destinul. Păcatul de moarte. Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Uitați-vă la Psalmul 32 și dați-mi voi să recitesc toate cele 5 versete. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Observați, el și-a suportat consecințele. Dar avea mângâierea asta, ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Asta ți aduce în primul rând iertarea. Ferice de omul căruia nu îi ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Da, câtă vreme am tăcut. Căci mâna ta... și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului. Tu ai iertat vina păcatului meu. Nu fiți ca un catâr, da? Nu fiți ca un catâr. Pocăiți-vă. Iertarea e scumpă, indiferent care sunt consecințele. Iertarea este cel mai important lucru.
Suntem primiți prin har, nu prin meritele noastre, dragii mei. Suntem primiți prin har de către Dumnezeu. Țineți minte că cea mai importantă sărbătoare în Israel este Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii, când se suna șofarul și totul se oprea în ziua 10-a, lunii a 7-a, după luna 9, în pregătirea pentru bucuria de la sărbătoarea corturilor. Ce se întâmpla în ziua aceea? Marele preot, odată pe an, intra până în Sfânta Sfintelor și stropea pe capacul ispășirii sângele jertfei aduse de tot poporul. Și capacul ispășirii devenea scaunul îndurării pentru poporul lui. Aduna păcatele mărturisite, le punea pe capul țapului pentru Azazel și le trimitea în pustie. Acum, căile Domnului sunt în cartea Exod. Răscumpărare, lege și cort. Observați, David zice, am păcătuit împotriva ta, am călcat legea Domnului. Legea spune să nu ucizi și am ucis, să nu prea curvești și am prea curvit. Dumnezeu în bunătatea lui a adugat cortul întâlnirii. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar tu aștepți o inimă zdrobită, un duh mâhnit. Dumnezeu, când ai călcat legea, ți-ai bătut joc de soluția lui Dumnezeu, îți mai dă o șansă prin proroc. Și am vorbit despre asta. Prorocul vine în momentul în care pârâie relația, când e pe punctul de a se rupe și ca să te cheme înapoi în legământ sau să te ferească, să duci răzvrătirea până la capăt. Dar prorocul, dragii mei, vine să dovedească vinovăția sau nelegiuirea, să anunțe pedeapsa. Și David le aude pe amândouă. Întrebarea este, cum a putut Dumnezeu, zice, Dumnezeu te iartă? Un Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta. Și atunci soluția este doar Isaia 53, Isaia 63, jertfa Domnului Iisus Hristos. E singura nădejde care să apere dreptatea lui Dumnezeu în timp ce mă socotește neprihănit, să rămână El însuși neprihănit, El însuși drept. Și de aceea în profeți apare nădejdea, mântuirea, promisiunile, pentru că Dumnezeu avea în planurile Lui elementul de închidere, crucea, pe care Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Uitați-vă la comentariul lui Pavel în Roman, capitolul 4, mai întâi începe cu Avram la început, după care spune, tot așa și David. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ce fapte putea să facă David? Dacă ai fi voit jertfe, ți-ai fi adus. Ție nu-ți trebuie jertfele amestecate cu... Și de aceea am apelat la îndurarea ta, la mila ta. Fără fapte, da? Fără fapte. Dumnezeu îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Ferice de omul pe care Domnul nu-i ține în seamă. Dar Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta. Decât dacă legea lui este împlinită în Fiul Său, în Hristos. Da? În Hristos. Dați-mi voie să închei cu câteva întrebări. Unde trebuie să-mi rezolv păcatul? Când trebuie să-mi rezolv păcatul? Sau cum trebuie să-mi rezolv păcatul? Și când trebuie să-mi rezolv păcatul? Pentru că și atunci și acum păcatele au consecințe. Și de ce este importantă rezolvarea păcatului ca să primești iertarea? Indiferent care ar fi consecințele. Dumnezeu în bunătatea lui poate să zică, nu vei muri. Cum i-a spus lui David. Pruncul tău va muri, sabia nu se va depăra din casa ta, tot Israelul va vedea consecințele păcatelor tale și tu vei plânge pentru ele. Și observați câte astfel de cântece de jale găsiți în psaltire din gura lui David. Unde trebuie să-mi rezolv păcatul? Dragii mei, păcatul se rezolvă în cercul pe care l-a atins. Dacă este între mine și Dumnezeu, mi-i rezolv cu Dumnezeu. Dacă este între mine și Titi, rezolv cu Titi. Dacă este între mine și soția mea, rezolv cu soția mea și copiii mei. Dar dacă este în adunarea generală, trebuie să rezolv în adunarea generală. Dacă este în ziar, la televizor, trebuie să rezolv în ziar. Păcatul se rezolvă în cercul care a fost atins. Păcatul lui David este public. El își publică pocăința, psalmul 51, psalmul 32.
Toată lumea să le știe. Tot Israelul. Tot mapamondul. Noi astăzi citim, dragii mei, pocăința lui David din Psalmul 51. Pocăința trebuie să fie pe măsura păcatului, publică și ea. Fiul risipitor se întoarce acasă, dragii mei, și am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Împotriva cerului și împotriva ta. Da? A venit la tatăl său, a vrut să-l vadă mor, dă-mi partea mea de avere, așa ceva nu se făcea în Israel. Și vine și își recunoaște păcatul. În primul rând, ca și David, am păcătuit împotriva Domnului. Și fiul risipitor spune același lucru. Și împotriva ta, spune tatălui său. Unde trebuie să, sau cum trebuie să-mi rezolv păcatul? Textele le știți. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, Dumnezeu este lumină, în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, nemărturisite, ascunse, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Cu alte cuvinte, a umbla în lumină nu înseamnă a fi fără păcat, ci a avea curajul să-ți mărturisești păcatul, să spui ca David, am păcătuit împotriva Domnului, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur, adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ce mare lucru că avem la Tatăl și mijlocitor și jertfă de ispășire. Și, dragii mei, relația cu Dumnezeu nu se păstrează punând masca și aranjând-o mai bine pe față, ci dând-o jos. Scoțând toate lucrurile la lumină. Indiferent ce zic ceilalți. Dragii mei, prefer să mă mângâie Dumnezeu decât să aveți voi o părere mai bună despre mine. Nu. Și de aceea, doar cel care are curajul să verse lacrimi în public, să-și mărturisească păcatul, acela se va bucura de mângâierea lui Dumnezeu. Și textul se termină, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Unde? În cercul care l-a atins. Cum? Mărturisindu-l. Când? Și asta e foarte important. Când trebuie să-mi rezolv păcatul? Astăzi. Una din problemele noastre este că neștiind cum lucrează păcatul și care sunt consecințele lui, suntem foarte ușor amăgiți. Cum lucrează păcatul și care sunt consecințele lui? Dragii mei, păcatul face trei lucruri. Mai întâi te minte, îți pune zahărul pe sub nas și te amăgește cu el. Apoi te înfășoară, ca pe aia în genul prada și până te împietrește. Și o inimă rea și de credincioasă te sparte Dumnezeu cel viu. Dacă știu cum lucrează păcatul, atunci funia trebuie să o rup până când nu sunt complet înfășurat, că pe urmă n-am absolut nicio putere asupra lui. Și textul din Evrei, începe în versetul 6, zice Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dacă păstrăm credința, dar ce-i credința? Dovada ascultării mele de Hristos, da? Duhul Sfânt mă dovedește vinovat în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Deci păcatul este credință în Satan și necredință în Hristos. Oricând pactez cu diavolul, consecințele sunt ca celuia care nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și de aceea cred eu că este important să înțelegi cum îi păcatul. Deci trebuie să păstrezi încrederea și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Măcar că au văzut lucrările mele 40 de ani. O zi se transformă în 40 de ani fără să știi. Pentru că ăsta este efectul păcatului care împietrește. Da? Se transformă în 40 de ani, fără să știi. De aceea am zis în inima mea, m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătecesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Puneți-mi în ordine efectele, dragii mei. 1. Din textul nostru. Dezgustul? Nu. Domnului. Procesul.
Cu ce încep lucrurile? Se rătăcesc în inima lor. Nu. N-au cunoscut căile. Uitați-vă textul. M-am dezgustat, ăsta este pleazna biciului, finalul, da? M-am dezgustat de neamul acesta. De ce? Pentru că ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Dar de ce se rătăcesc în inima lor? Pentru că n-au cunoscut căile mele. Necunoașterea căilor Domnului duce la rătăcirea inimii și la dezgustarea de Dumnezeu de mine. Și atunci înțeleg acum de ce spune Domnul Iisus. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura lui Dumnezeu. Este foarte important să înțeleg, să cresc în înțelegerea căilor Domnului, pentru că altfel sunt foarte ușor înșelat, da? Inima se rătăcește, pentru că sunt foarte multe lucruri care sunt pe acolo și sclipesc sub ochii mei, dar rezultatul este catastrofal. M-am dezgustat de neamul acesta. Și aici e vorba de o generație întreagă care au transformat o zi în 40 de ani, pentru că nu și-au rezolvat răzvrătirile. Au ținut mai mult la oile lor decât la iertarea lui Dumnezeu. N-au adus nicio jertfă în pustie. Doamne, suntem în pustie aici, nu avem târguri. Dumnezeu să mai stea să aștepte. Și toți au terminat îngropați în nisipurile pustie, afară de Iosua și Caleb. Versetul 11. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Observați, dacă dezgustarea lui Dumnezeu ar fi una, îi vin gusturile la loc. Dar textul continuă, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și aici nu mai este loc de întors. Și asta este, pe urmă, deznodământul final. Versetul 12. Și acum aplică textul la oricare dintre noi. Luați seama, dar fraților, ca... Niciunul dintre voi să nu... Oare la care dintre noi se referă textul? La oricare dintre noi. Niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu, ci... Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea. Căci ne-a făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Dacă păstrăm credința, fii credincios până la moarte. Da? Versetul 15. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și acum mă duce înapoi la generația ieșită din Egipt, plătită cu sângele mielului pascal și care din pricina jocului cu păcatul, dragii mei, au terminat îngropați în nisipurile pustiei. Consecințele au fost 40 de ani de învârtire în gol și morți și îngropați în nisipuri. Versetul 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Auziseră, cunoscuseră, au fost plătiți cu sângele mielului pascal. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce... Nu ascultaseră? Notați-vă, nu ascultaseră. Auziseră, dar nu ascultaseră. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Și pe urmă continuă vestul 19. Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. A crede și asculta sunt sinonime. Nu ascultaseră, nu crezuseră. Și din pricina asta n-au putut să intre. Și dați-mi voie să citesc 4 versete din capitolul următor, ca încheiere. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Acum, dacă m-aș opri și aș comenta sau m-ați comenta pentru mine versetul acesta, ce spune textul? Care îl citește cu voce tare de pe ecran? Și așa încet, ca să-l analizez. Așa noi îl auzim, îl auzim, dar dacă nu te frămânți un pic cu el și nu meditezi la el, nici n-ai auzit ce-o zis textul. Să luăm, dar, bine seama, ca... Că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dar de ce m-aș putea pomeni că am venit prea târziu? Amân astăzi.
Am înțeles, dar textul spune, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, de pildă, vreau să cumpăr portocale. Știi, de v-am spune, suntem vremea comunismului, mai au venit portocale la prăvălie. Și eu fug repede să cumpăr portocale și s-au terminat. Și am venit prea târziu. Cu alte cuvinte, retrage Dumnezeu făgăduința intrării în odihna lui și de aceea am venit prea târziu? Da sau nu? Și atunci, ce anume mă face să pierd intrarea în odihna lui? Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Dar de ce? Dragii mei, problema este câte vreme, astăzi, dacă auziți glasul, de ce spune dacă auziți glasul lui? S-ar putea să n-aud glasul lui? O, da, 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 păcatul depune ceară în urechi, spiritualicește vorbind. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte Dumnezeu, nu pentru că El nu mi-ar oferi mântuirea și iertarea ca lui David, ci pentru că păcatul m-a împietrit. S-a depus ceara în urechi, spiritualicește vorbind, nu mai aud. Și făgăduința intrării în odihna lui este acolo, la dispoziția mea, nu mai trebuie. Și eu am venit prea târziu, păcatul și-a făcut lucrarea în viața mea. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul pe care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. De aceea, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. De aceea au rămas afară, au pierit în pustie. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui fusese răisprăvite încă de la întemeierea lumii. Observ, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui fusese răisprăvite. Cu alte cuvinte, soluția era de la întemeierea lumii. Și versetul 4. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Dar care sunt toate lucrările Lui Dumnezeu? Creația? Da. Să fie lumină, să despartă întunericul de zi, noapte, noapte, ziua, noapte. Da, este partea materială. Dar oare și partea spirituală intră în toate lucrările Lui? Dragii mei, Dumnezeu s-a odihnit la umbra crucii Fiului Său în ziua șaptea. Toate lucrurile l-au terminat. El a început mai întâi cu partea spirituală, când a zis: cine va merge pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, a zis Fiul lui Dumnezeu, a dezbrăcat slava Lui și a luat chip de om așteptând împlinirea vremii. După care Dumnezeu a dus în existență planeta noastră, ne-a plămădit din țărâna pământului și ne-a așezat în grădina sădită de mâna Lui. Lasă-mi voie să trag concluziile, dar dacă sunt întrebări... Și atunci am putea spune că David s-a calificat pentru legământul davidic prin modul în care s-a raportat la aceste consecințe care au apărut în urma păcatului lui și, bineînțeles, și la păcatul în sine. Pentru că vedem toată istoria asta în care el îi parcă alt om, îi mai smerit, îi mai... fuga de Absalom și da, unul care își poartă consecințele. Pentru că gravitatea păcatului lui ne face să ne întrebăm de ce Dumnezeu totuși a făcut acel legământ cu el și care-i de fapt om, motivul pentru care a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar Radu, legământul a fost făcut înainte sau după păcatul cu Batșeba? Înainte, capitolul 7. Păcatul cu Batșeba e capitolul 11. Da, și atunci... putea să iasă, adică Dumnezeu să, cum să zic, să-l... Nu putea. Și aici e important înțelegerea naturii legământului. Legământul avramic și legământul davidic sunt unilaterale și irrevocabile. Sunt promisiuni, nu sunt târguri. Legământul mozaic este condiționat. Dacă vei asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Ori în cazul acesta am și eu responsabilitatea mea și Dumnezeu responsabilitatea Lui. Asta se rupe unde-i sau lanțul se rupe la veriga cea mai slabă. Noi suntem problema, nu Dumnezeu. El rămâne credincios, chiar dacă noi suntem necredincioși. Dar legământul davidic, Dumnezeu îl face cu David în atot știința lui, mult înainte de păcatul cu Batșeba.
mult înainte și atunci este un legământ unilateral și irevocabil și Dumnezeu se obligă să-l aducă pe fiul lui David pe scena istoriei. Printre altele, așa cum Domnul Iisus cunoștea pe ei lui, știa cine este cel ce avea să-l vândă, Dumnezeu cunoștea și inima lui David și îl știa cu toate căderile lui, dar îl văd pe David ridicându-se și asta cred că dovedește faptul că Dumnezeu nu a făcut la întâmplare cu el legământul. Și așa ajunge un om după inima lui Dumnezeu. Spuneam la început, a te pocăi de păcat este parte din ascultarea ta de Dumnezeu. Copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, asta e regulat. Dar dacă cineva a păcătuit, să calcă în picioare oferta lui Dumnezeu, jertfa și pe marele preot, păi pentru asta nu este iertare. Și el a oferit lucrul ăsta înainte în temerea lumii și în baza acestei lucrări a putut spune lui David, păcatele sunt iertate, nu vei muri. Pentru că el avea elementul de închidere în fiul său, în Hristos, hotărât pentru junghiere înainte în temerea lumii. Ia, probabil ca și în cazul cu Avram, eu știu pe David că va porunci, eu știu pe Avram că va porunci și anunța, știu inima lui David și felul ăsta. Da. Capitolul 18, când îi spune, va porunci copiilor lui, se teamă de mine, cunosc pe Avram. Dragii mei, aici este lucrurile interesante, că Dumnezeu este tot știutor și mai ales cei care merg pe linia lui Open Theology, fac spume la gură la povestea asta, nu? Dumnezeu nu știe. El așteaptă să vadă ce vei alege. Nu. Nu știu eu ce știe Dumnezeu, dar nu poți să-mi spui tu ce știe Dumnezeu, că mi se pare absurd să te întrebi pe tine să-mi spui ce știe Dumnezeu. El știe totul, da. Și atunci sunt oameni care încearcă să iasă din labirintul ăsta. Zic că da, un șahist bun știe 30 de mutări înainte. Dumnezeu știe 330 de mutări înainte. Și asta e diferența, probabil, între noi și el. Și atunci, din acest punct de vedere, l-a cunoscut pe Avram și îl cunoștea pe David. Dar David, cunoașterea lui David, dragii mei, nu l-a programat pe David ca să zică, mergi pe unde te duc eu. Ci el a avut libertatea să zică, nu lui Nathan. Dar el își recunoaște, tu ești omul acela. El ar trebui să ia sabia, să-i taie capul lui Nathan. Era împărat. Și ar fi terminat cu povestea asta. Dar frica de Domnul care era în inima lui, și asta a apreciat-o Dumnezeu, știi? Faptul că el s-a grăbit să se pocăiască. În capitolul 21, e foamete, 3 ani de foamete în țară. Și David merge să întrebe pe Domnul, zice, Doamne, nu este țara ta? Tu ai spus că ochii tăi vor fi necurmați de la început până la sfârșitul anului. Asta ne-ai promis în Deuteronom, când ne-ai dus în țara asta în care curge lapte și miere. De 3 ani de zile nu plouă. Și Domnul îi spune, din pricina ceea ce a făcut Saul gabaoniților. Ups! Și David se duce să rezolve problema. Mă duc un pic mai încolo și David are o idee, să numere poporul. Și Iov îi spune, împărate, nu e bine ce faci. David se încăpățânează. Și Dumnezeu îl cheamă, zice, alege între astea 3 pedepse. Și David zice, mai bine să cad în mâna Domnului. Și, dragii mei, 70.000 de oameni, dacă țin bine minte, mor în Israel de ciuma care vine din partea Domnului. Acum, niciunul dintre noi, toți merităm să murim, că nu suntem inocenți, niciunul dintre noi, dragii mei. Numai lumea zicea să ne vinovați. Ca cine e nevinovat între noi? E mare lucru că Dumnezeu ne lasă să trăim. Da? Ne lasă să trăim. Dar ce s-a întâmplat? Te rog, ia un microfon. Little Enos. Ține un pic mâna pe buton să prinde un bec. A spus că consecințele păcatului nu pot fi evitate. Cu toate astea am văzut că David a fost curmat de la moarte și au venit alte consecințe. Putem trage concluzia că aceste consecințe oarecum au fost atenuate și în ideea, dacă răspuns e afirmativ, cum facem că atunci când ne mărturisim păcatele, când ne pocăim, să păstrăm pocăința adevărată față de Dumnezeu, să ne pară rău și să nu fim deturnați către partea asta de
să facem lucrul ăsta doar ca să ne fie nouă mai bine sau mai ușor mai departe. Deci să fie pocăința adevărată, să nu fie pătată pe partea asta de... Acum, o pocăință de care vorbești tu, pătată, o văd la Saul, care rostește cuvintele potrivite. Dar de-aia am citat din Psalmul 32, când zice el, câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea. Da? Acele cuvinte, am păcătuit împotriva Domnului, nu sunt rostite ca de Saul de pe buze. Saul nu face ce trebuie, zice, din pricina maleciților Dumnezeu a rupt împărăția de la tine. Și el zice, am păcătuit împotriva Domnului. Dar pe urmă zice, hai și cinstește-mă înaintea bătrânilor. Cu alte cuvinte, pe el nu-l odurât că numele lui Dumnezeu este călcat în picioare, numele lui să fie. Și toată viața lui a trăit așa și atunci asta este o pocăință. El se pocăiește cu plânsete și gemete în fața lui David, de două ori cel puțin din textul nostru. Dar dacă nu duci lucrurile până la capăt, ori te duci la David și la David vezi cu totul altceva din psalmii pe care îi scrie, din felul în care își asumă, inclusiv povestea cu Absalom, zice preoților, duceți chivotul înapoi, facă Domnul ce va vrea, da? Vei fi drept în hotărârea ta, fără. Și atunci el acceptă suveranitatea lui Dumnezeu și consecințele păcatelor lui. Dar spuneam, sărăcia în Duh îmi oferă împărăția cerurilor. Dar cum mi-o dovedesc? Prin lacrimile mele. Dar de unde știu că nu-s prin crocodil? Am puterea să ies din competiția afirmării de sine. Prin blândețea mea. Dar unde știu că-s blând și nu bleg? Păi din lucrurile după care flămânzesc. După neprihănire. Nu mă mai interesează lucrurile lumii acesteia. Am libertate să mă folosesc de ele, nu să fiu folosit de ele. Și în felul acesta se închide cercul și atunci tu ai elemente de control într-un fel dacă citești cu atenție Scriptura. Dacă vin în Coloseni la scara devenirii cristice, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Dar inima nu mi-o vede nimeni. De unde să știu că există îndurare în ea? Din bunătate. Dar atunci vine mândria. Eu nu-s ca vameșul acesta. Smerenie. Dar smerenia nu știe nimeni. Ce urmează după smerenie? Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, da? Blândețe și așa mai departe. Și atunci există elemente de control. Pruncul care îl porți în pântece, îl știi tu și auzi inima și vezi cum se mișcă. Dacă când l-ai adus pe lume, îl vede toată lumea. Și atunci caracterul trebuie să se manifeste prin conduita mea, în cazul pocăinței mele. Dragii mei, când mă întorc cu nonșalanță la păcatele de care m-am pocăit, probabil că pocăința mea e numai de formă. Dar Dumnezeu le știe toate astea. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea și se cera. Pe Dumnezeu nu-l poți păcăli. Cât de important e mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Am putea zice că dacă David n-ar fi stat, să zicem, 9 luni și ceva, ar fi mărturisit. Noi nu mai avem un atant, avem Duhul Sfânt ca să ne atragă atenția de păcatul care îl avem. Cât de mult scurtează consecințele faptul că mergem și ne mărturisim și ne rugăm unii pentru alții pentru acele păcate sau faptele care nu le putem lăsa. În primul rând, spuneam altă dată, mântuirea e personală, dar nu e privată și nu este mântuire în afara bisericii. Dar de ce am nevoie de frații mei? Tocmai din pricina aceasta, să veghem unii asupra altora. De aia spune Pavel în capitolul 10 din Evrei, zice, să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnați unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, dar să ne îndemnăm unii pe alții. Și atunci, când ai curajul să stai deschis față de frații tăi, și aici e marea problemă a bisericilor pe care le-am creat, ne-am amintit deseori treaba asta. Eu vă vorbesc de două ceasuri, vă stați unul în cea face lui la altceas, ascultați de două, sau dormitați, nu știu ce faceți, că eu oricum nu vă văd, de două ceasuri și nimeni nu te știe, nimeni nu mă știe. Eu mă ascund după vorbe, tu te ascunzi după tăcere. Dar ce context trebuie să existe? Și aici familia este importantă dacă își împlinește menirea. Pentru că eu nu mă pot ascunde de nevastă mea la nesfârșit.
Ea mă citește, mă vede, măștile cad. Și în felul acesta, dacă nu ne acoperim păcatele, nu trecem cu vederea păcatele, ci dacă ne atragem atenția în dragoste unul celuilalt, da? Și rezolvăm problema. Deci numai acolo, în părtășie, unde pot fi cunoscut, doar acolo se poate întâmpla lucrul acesta, să ne mărturisim unii altora păcatele. Dar mai există încă un aspect, Marius. Păcatul te înfășoară. Păcatul creează autostrăzi pe creierul meu, obiceiuri în viața mea. Și puterea asta, păcatului asupra mea, de multe ori nu o pot rupe singur. Și am nevoie de ajutorul fraților mei. Și aici cred că se referă Iacov. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și dacă vin la fratele meu, spune, am nevoie de ajutor. Zice, voi care sunteți duhovnice, să ridicați cu Duhul blândeții. Și uneori a ridica e suficient să-i zâmbești, să-i întinzi mâna. Alteori trebuie să stai săptămâni cu el, să te rogi. Pentru că a pus stăpânire păcatul. Păcatul nu va mai stăpâni. În primul rând, mintea mea trebuie eliberată. Din punct de vedere legal, eu nu mai datorez nimic păcatului ca să trăiesc după îndemnurile ei. Da? Sunt liber în Hristos. Dar trebuie să învăț să-mi trăiesc această libertate, să mă port ca atare. Și aici avem nevoie unii de ajutorul celorlalți. Textul din Iacov spune că până n-ai rezolvat păcatul, păcatul poate aduce tot felul de boli fizice în trupul nostru. De pildă, neiertarea te poate nenoroci. De-aia zâmbește, întinde mâna, rezolvă problema, du-te mai departe, știi? Pentru că altfel, stați de vorbă cu medici și vă spun ce se întâmplă. Foarte multe boli au un caracter spiritual în spate și de-aia mă grăbesc să le rezolv. Dacă nu pot, cer ajutor fraților mei. Și în felul acesta cred eu că ne suntem de mare folos unii altora. Dacă avem curajul să devenim vulnerabili, să ne deschidem, să spun cu ce mă frământ. Claudia Pereț a întrebat, care ar fi în Noul Testament pericolul care ne paște și pe noi, echivalentul tragediei celor scoși din Egipt? Iertare dacă ați dezbătut, deja am intrat foarte târziu, din pricina stării de sănătate, mulțumesc cu acest prilej de tot sprijinul acordat, nu numai în rugăciuni. Deci care ar fi în Noul Testament pericolul care ne paște și pe noi, echivalentul tragediei celor scoși din Egipt? Uită-te ce spune Scriptura. Chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Un alt text care îl pot scoate din context și să mă acopăr ca cu o plapumă cu el. Dar dacă citești și versetul precedent, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dar de ce trebuie să rabd? Pentru că ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerurilor. Ori ca să împărățesc împreună cu el, trebuie să am împărăția cerurilor. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Și zice, m-am dezgustat, am să-i vărs din gura mea. Și atunci am biserica din Laodiceea, am textul care l-am citat din Evrei, Claudia, și când Dumnezeu se leapă de mine, povestea este foarte serioasă. Când Hristos varsă o biserică din gura lui, biserica din Laodiceea, aia nu este un bau-bau, ci este o problemă serioasă. Toate afirmațiile din cele 7 scrisoare au valențe scatologice. Și cele pozitive și cele negative. Da. Cele negative. Și atunci există o paralelă între Vechiul și Noul. De aceea Pavel își construiește, de pildă, Epistola către Roman pe paradigma Pentateuhului. Oricând vin în cartea Numeri, unde au pierit cei ieșiți din Egipt, Claudia, corespondentul este capitolul 9 la 11, tăierea din măslin. Mâna care te-a altoit, te tai afară, spune Pavel. În capitolul 11, versetele 17 la 24. Și atunci, corespondențele sunt acolo. Trebuie să le identific în Noul Testament, pentru că eu aparțin acestei perioade a Noului Testament. Și o ultimă întrebare, anonimă. Cei care au pierit în pustie și au venit prea târziu în odihna lui, se cheamă că au pierit intrând în iad? Când noi am citit cartea Numeri și am studiat cartea Numeri și am ajuns în capitolele acestea, la Cades Barnea, unde Dumnezeu zice, pe viața mea jur că nici unul nu veți intra în țară. Ne-am întrebat,
a nu intra în țară este o consecință. Dom'le, este una să trăiesc într-o țară în care curge lapte și miere și să-mi cresc copiii, este alta să nasc copii în pustie și să îi cresc în pustie, fără școală, fără nimica, învârtindu-mă 40 de ani în gol. Sunt două lucruri diferite. Deci consecința și fizică este uriașă. Da, este uriașă. Dar care este valența spirituală a acestui lucru? Și aici ai toată teologia narrativa păcatului cu voia pentru care nu este iertare. Și pe urmă când vii în capitolul 19, ai un ceremonial foarte ciudat. Vaca roșie. Pentru că Dumnezeu a început să decimeze poporul și au murit în pustie. Probabil că aveau mormântări în fiecare zi. Și trebuia să se îngrop părintele și oricine se atingea de un mort, trebuia să caute un om curat și 7 zile să-l stropească. Era un ceremonial. Cel curat devenea necurat și el. Și te întreb, ce se întâmpla? Păi aici, cred că este important să vezi ce se întâmpla cu cei morți. Când Moise spune de, la răscoală lui Core, Datan și Abiran, ce nu ține în seamă jertfa lor, da? Darul lor. Nu ține în seamă darul lor. Cu alte cuvinte, păcatul nu mai putea fi rezolvat de pe ei și își mureau cu păcatele pe ei. Ei, păcatul era cel care, într-un fel, pângărea pe cel curat. Și în felul acesta, Dumnezeu, 38 de ani, a încercat să-i învețe cât de păcătos este păcatul. Nu? Cât de păcătos este păcatul. Acum evreii caută vaca roșie să înceapă să rezidească templu. Poate că o vor găsi. Nu știu dacă Dumnezeu mai are nevoie de templul de la Ierusalim. Pentru că de atunci se construiește un templu de pietre vii. Și eu cred că există foarte clar textul în Cartea Numeri, veți găsi toată teologia păcatului cu voia, pentru că tablourile sunt așa așezate, calcă în picioare jertfa pe marele preot jucându-mă cu păcatul. Și sunt două căi prin care ajung la păcatul cu voia. Fie, zic, Hristos să fie anatema, fie nu, Hristos este Domnul, dar eu trăiesc în continuare în păcat, până în perș, când în cor și vin la biserică. Dar eu îmi văd de păcatele mele. Și păcatul își face lucrarea ca o bară radioactivă și încetişor mă înfășoară și mă împietrește. Și atunci ajung exact în același loc. O inimă rea și necredincioasă mă desparte de Dumnezeul cel viu. Nora, aveai o întrebare? Mhm. Am crezut că te-ai întins după un microfon. Dragii mei, haideți să vă spun și planurile mele, dacă va voi Domnul. Mai avem o ultimă întâlnire și pentru cei de pe internet, lunea viitoare. Și aș vrea să aducem înaintea noastră, că am vorbit de păcat, am vrea să aducem înaintea noastră 3 familii. Familia lui Eli, familia lui Samuel și familia lui David. Și să vorbim un pic despre relația părinți-copii și să vedem care e diferența dintre ei. Ieri venea cineva ne-adus acasă și mi-a pus întrebarea care e diferența între fiul lui Samuel și fiul lui Eli. Well, cine-i Samuel, cine-i Eli, cine-i David, știi? Și atunci să vedem într-un fel responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe umeri și ca părinți și ca și copii. Și în textele din epistole, de pildă în Efeseni sau în Coloseni, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, și aici textul nu spune dacă părinții sunt buni sau răi, dacă merită, nu merită, nu intră. Toate astea le fac de dragul lui Dumnezeu și ca ascultare de Dumnezeu. Dar pe urmă se întoarce la părinți. Părinți, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ca, da? Și aici nu este condiționată porunca dacă copiii merită, nu merită, ci sporunci primite de la Dumnezeu care le împlinesc de dragul lui spre slava lui. Și atunci, cum rezolv problema asta? De ce ține Dumnezeu neapărat de pildă ca presbiterii să-și chivenisească bine casa? Nu? Și eu, ca să devin cap de familie, trebuie să o încep de tânăr. În primul rând să-L cunosc pe Domnul și legile Lui. Și lucruri de felul ăsta vrea să le luăm ca și o încheiere. Dar dați-mi voie doar să punctez discuția de astăzi într-un minut, două.
Am vorbit despre păcatul și consecințele lui sau implicațiile lui și am măturat împreună, am zăbovit pe 11, 12 și am măturat capitolul 13 la 19, să vedeți verdictul pe care Nathan îl dă lui David, el vine și se împlinește ca și o sabia lui Damocles pe capul lui și el înțelege, zice, vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta sau în judecata ta și în hotărârea ta. El știe că păcatul are consecințe și primește ca și fiul risipitor, acceptă lucrul acesta. Pe urmă, capitolul 11, păcatul cu Batșeba. Și aici păcatul am văzut că este public. În capitolul 11, David încearcă să-și măture păcatul sub covor, îl cheamă pe Urie, încearcă să-l înșele. Urie probabil că este informat de slujitorul lui David, că tot palatul știa, și nu intră la nevastă sa, se întoarce și moare împins de David la ucidere și el devine nu numai curvar, ci și ucigaș înaintea Domnului. Pe urmă, dacă citesc capitolul 12, vine mustrarea lui Dumnezeu pentru David și pentru păcatul care l-a săvârșit. Întrebarea este cum? O face Domnul. Cum face Domnul lucrul acesta? Ridicând oglinda legii. Acum, de ce se rătăcește inima mea? Pentru că nu cunosc căile lui. Ce înseamnă căile lui? Poruncile lui, planurile lui. Dacă eu nu cunosc să nu furi, eu nici nu știu că am furat. Dacă nu cunosc să nu curvesc, nu știu că sunt un curvar, da? Dacă nu cunosc să nu ucizi, eu nici nu știu că... Și atunci Hristos ridică oglindă curățită înaintea noastră și în felul acesta face Nathan. L-ai omorât, ești un ucigaș. Eu eram împalat, nu, cu sabia lui Amon. Și toate astea sunt date în lumină. Cum primește David sau cum răspunde David la toată povestea asta? Și aici am vorbit despre sărăcia în Duh. Dragii mei, sărăcia în Duh se alege când Duhul lui Dumnezeu te țintuiește de perete și spune că ești vinovat. Când începi să te scuzi, și aici ai pocăința pătată sau nepătată, când începi să te scuzi, dar și alții fac, dar nu. Well, în momentul acela ai pierdut bătălia. Și atunci a fi sărac în Duh înseamnă a recunoaște păcatul, a recunoaște păcatul. Am pus două întrebări, ce înseamnă și cum se verifică? Și am văzut că se verifică doar prin lacrimile mele, prin curajul de a mă pocăi. Dar dacă ne pocăim, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Și de aceea, a doua fericire este fericirea de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Lacrimile lui David sunt psalmul 51. Și psalmii aceștia de penitență, dragii mei, dovedesc faptul că acesta am păcătuit împotriva Domnului, nu-i spus de pe buze, ca și Saul, ci realmente au toate greutatea frământărilor, câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemete necurmate, spune David. Dar iertarea nu rezolvă neapărat și consecințele păcatului. Și atunci Dumnezeu a lăsat în Biblie consecințele păcatului lui David, le citește în Grozești, să vezi ce se întâmplă în familia lui, ca să ne trezească. Deci aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor. Dacă nu învăț din astfel de situații pe care le am pe paginile Scripturii, voi repeta istoria. Și? Profeția și verdictul... Am văzut că Dumnezeu uneori mă lasă să negociez cu El, pocăindu-mă, alteori nu mă lasă, rostește un verdict. De pildă, în cărțile profetice, cum este Apocalipsa sau Daniel, ai 3 ani și jumătate, sau ai 7 vremi, da? 3 vremi și jumătate, 7 vremi. Interesant, e o cifră întreagă și o cifră pe jumătate. Când este un verdict, ci când este ceva negociabil? Dacă m-am pocăit, de pildă, când Nebucadnețar, după trecerea vremii sorocite, dar ce vreme a fost? 7 vremi vor trece peste el. Când a trecut vremea sorocită? Când a ridicat ochii sus și și-a venit în fire. Și atunci, acolo poți negocia cu Dumnezeu. Dar în cazul lui David, pruncul a murit a 7-a zi, sabia nu s-a îndepărtat din casa lui, toată viața lui, dragii mei. Toată viața lui. Și pe urmă... Consecințele păcatului lui David... sunt uriașe, nu mai trec prin ele. Dar ați văzut, capitol după capitol, aproape tot restul cărții,
vorbește despre implicațiile păcatului cu David. De ce? Ca să încep să mă pregătesc pentru prețul imens pe care Dumnezeu a trebuit să-l dea ca să rezolve păcatul și consecința lui veșnică. Pentru că este una să suferi aici, ca David, este alta să nu fii iertat și să pierzi veșnicia, să fii aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase, să fii de partea caprelor, nu de partea oilor, să auzi plecați în loc de veniți, în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și atunci, observați, în cazul acesta, eu pot să-mi scot aplicații din texte și o mulțime de lucruri pe care le găsesc în capitole, dar cartea a fost scrisă ca să o privești în ansamblul ei și să vezi ce vrea să comunice Duhului Dumnezeu, cum asociază tablourile și cum pot învăța lecția pe care Dumnezeu mi-o dă prin cartea aceasta, prin viața lui David în cazul nostru. Și cu asta vă spun, Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Amin.